În prima conferință din luna martie, deputatul Constantin Rădulescu a tras un nou semnal de alarmă în privința situației de la CET Govora. Potrivit unor publicații locale și online, pe platforma chimică ar urma un nou val de concedieri la furnizorul de căldură și apă caldă al Râmnicului. În presa locală, tema disponibilizărilor de la CET Govora S.A., tema conform căreia foarte mulți oameni, sute de oameni, sunt în pericol de a fi trimiși acasă, de a fi dați afară de la CET Govora S.A. Nu credem. PSD Vâlcea condamnă această tendință de a lăsa oamenii fără serviciu, de a lăsa muncitori care cu greu își întrețin familiile, dar îi pune pe drumuri, timp în care aproape 100 de oameni aflați în AGA, Consilii de Administrație, directorate, peste directorate, sunt în conducerea CET Govora S.A. și acești, să zicem, aproximativ 100 de oameni ar trebui să găsească soluții pentru eficientizarea activității de la CET și nu pentru a-i lăsa pe oameni fără serviciu, pentru a-i nenoroci efectiv pe ei și familiile acestora. Socialdemocratul a mai declarat că a transmis conducerii CET mai multe adrese prin care solicită informații, dar nu a primit niciun răspuns până în prezent. Aici, minim 500 de oameni pot fi absorbiți, plus că se poate extinde activitatea și în alte județe. Nici până acum nu s-a răspuns la această problemă. Așadar, suntem alături de oameni și le adresăm celor care conduc, liberalilor, care conduc acum CET Govora S.A., un mesaj foarte clar, să nu-și bată joc de CET, să nu-și bată joc de oameni, să găsească soluții de eficientizare a activității și nu să îi dea pe oameni afară, repet, oameni simpli, în general, muncitori. La conferința organizată în sediul PSD Vâlcea au mai participat președintele Organizației de Femei a Socialdemocraților Vâlceni, Daniela Oteșanu, și deputatul Romeo Rădulescu.